tutaj. Cyki, cyki. Tu jest na rół. Stoj, 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 stoj. Ja ty, i ty. Próbuj sobie. Co znajdą? Majwry? Majwry? To jest plecie, cyk, gata, i ty. Kata, gdzie? Mamy już okła. No, no. Brawo, brawo, bo ja tu, brawo. Brawo. Hej, ty kuminte. Mă duc aici să mai văd care-i treaba. Suntem prieteni, nu? Gata, stai cuminte, stai jos, stai jos. Cățulică, ia. Gata, 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 hai. Punga nu mânca. Nu mânca, gata. Gata, jos, jos, jos. Jos, 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 jos. Haide, haide, da. Gata, mă, frumosule, gata. Gata, gata, gata. Gata. Tu ești la râu aici? Numai că te... Nu mai am curs să-ți dau. Nu mai am. Ce-ți fac prietenii tăi? Gata, mă, mă murdărești! Pitbull, pitbull. Ești cam pui așa, cam pui într-o. Îți mai aduc, dar nu mai am. Nu mai am. Niște lapte să-ți dau. Gata. Gata. Hai, fii cu minte. Bravo, băiatul. Ți-aș mai da, dar nu mai am. Te iau acasă. Te iau acasă la mine. Mamă, dar ce lanță spuseră aici. Ești legat aici, săracul. Păzești, ai job. Asta e. Îți place camera, îți place să fii la... Te filmăm, iau-te. Ia zâmbește aici. Hai, om. Gata, nu mai sări. Nu mai sări, că rupi instalația. Deci nu ne-am mai văzut, până azi nu ne-am mai văzut. Stai aici. Tu rămânsești pe baricade să păzești tot, nu? Gata, băiatul, gata. Hai, că am treabă. Am plecat, te-am lăsat să nu mai sar pe aici să dai jos cu instalația. Bu! Vedeți? Orice câine poate fi îmblânzit când ai 2 metri. Merge, merge. O luăm așa cu lateralul. Glumesc, nu e așa periculos. Putem merge și normal. Să vă povestesc despre invazia trollilor ruși. S-a umplut în ultimul timp internetul și cum îți dai seama că sunt troll ruși? Pentru că tot se prezintă la mine pe Canada, la mine pe Francia, la mine în Anglia. Toți ăștia sunt troll ruși. Și încep să spună nasoale despre America, despre Franța, despre Anglia. Normal că Rusia e pământul ales, la ei totul e perfect. Și vă dați seama, e ca războiul rece. Toată lumea credea că al treilea război mondial va fi atomic. Ia uite aici măceșe. Ia să luăm ceva de gust. De gustibus. Gem. Toată lumea credea că al treilea război mondial o să fie cu bombe nucleare, că o să fie cu arme biologice, cu arme chimice, cu virus, cu bacterii, draci. Al treilea război mondial, și nimeni n-a prevăzut asta, se va numi Bapea Mătii. Și o să se reducă la trolat pe internet, care pe care. Fiecare spune câte o aberație despre dușman și toți cășună cu armata de conturi false și... cu armata lor de troli și antri-troli, propaganda și încep să spună păsul unii la alții. Ce mi se pare de-a dreptul comic în ultimul timp cu trolii ăștia ruși, că nu-i niciun secret, noi îi cunoaștem, suntem specialiști în a detecta troli, suntem un fel de troll hunters aici, head hunters. Ce e cel mai ridicol în ultimul timp și cred că au dat un asol, e că se legau de salariul minim pe economie în Franța, care e undeva la $1,700 pe lună, salariul minim în Franța, unul dintre cele mai mari din toată Europa și poate și din lume, cele mai mari salarii garantate. Și vă vine să credeți că rușii se luau
ce salarii au și cât de greu o duc francezii. Păi în Rusia, și nu vorbesc acum de Moscova, că Moscova e mai așa, mai europeană, dar în pustietățile alea din Rusia, e lux la noi față de cei la ei. De salariu minim e undeva la 100 de dolari în Rusia, salariu minim pe lună. Deci vă vine să credeți că unul care ia 100 de dolari râde de ăla în Franța sau America care are câteva mii. Sau cel puțin 1000, jumate. E incredibil. Și sunt o grămadă de puștani care chiar îi cred, pun botul la chestiile astea, la cargarele astea. Îi cred, chiar cred că în Rusia e mare șmecherie și totul e fain pe acolo. Sunt Putin e un fel de superstar de exact la pol opus. Unde măceșile astea? Vitamine. E creușire să găsim un traseu destul de omenesc. Trebuie să fiu atent și la... Opa, exact la asta. Trebuie să fiu atent la gropile ăștia că odată e vreo vizuină de ceva între jumate. Gândea, până acum nu mi s-a întâmplat, dar trebuie să văd de ierburile ăștia exact unde pun piciorul. Și așa cu rușii. În ultimul timp cred că au dat o super nasol în bară. Că în loc să se ia de lucruri mai concrete, să se ia de... Naiba știe că nici acolo, nici... de atacuri, de ăștia, de violență, ce mai au și vesticii prin America, atacuri armate, s-au luat de salariu minim, râdeau de nivelul greu de trai din Franța. Vă dai seama să râdă ăștia din Rusia de nivelul greu din Franța, cum am râde noi, nu știu, de Monaco, de Monte Carlo. Că în ultimul timp, nu știu dacă vedeți, e la modă, aici am un șans mic, care l-am trecut cu un pas măricel. E la modă în ultimul timp ăștia cei mai sărași și cei mai prăpădiți să râdă de ei bogați. Oh, 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 ce rău e la ăia, oh, 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 ce dezastru e la ei. I-a invadat, le-a luat, le-a făcut. Știți, ca să țină proștii lor în propagandă. Ca în război. Noi, de fapt, suntem acum într-un fel de război rece, dacă nu vă zic să-i. Războiul se reduce la bapea mătii. Așa o să rămână și în cărțile de istorie războiul. Războiul. Ba pea mătii. Ba mati. Nu fac reclamă la nimeni. Cam asta e pe ziua de azi. Ajungem la civilizație. Avem Batmobilul în față. M-am lăsat, spor la bicicletă. Era fain să fi luat o bicicletă, că uitați ce dealuri coborâi. Fusei pe acolo, pe sus. Și coborâi pe aici.